Ministrul interimar al finanțelor publice, Dan Vâlceanu, a anunțat la un post de televiziune națională majorările care vor intra în vigoare de anul viitor. Dacă despre salariul minim pe economie se știa deja, Vâlceanu a dat o veste bună și bunicilor și copiilor. Astfel sunt anunțate creșteri ale alocațiilor și pensiilor. De la începutul anului 2022 vor crește pensiile și cred că procentul va fi undeva în jur de 6%. Legat de alocații, există o ordonanță adoptată la începutul anului care prevede că alocația de la 1 ianuarie 2022 să fie de 486 de lei pentru copiii până la 2 ani și pentru copiii peste 2 ani undeva la 243 de lei. Ele vor intra clar de la 1 ianuarie 2022. Este o lege în vigoare la 1 ianuarie. La pensii, indexarea se face cu rata inflației și jumătate din salariul mediu brut. A precizat ministrul Vâlceanu, în ceea ce privește salariul minim pe economie, s-a convenit asupra unei majorări de la 1 ianuarie 2022 cu 10,9%, reprezentând o majorare de la 2300 la 2550 de lei, respectiv o majorare cu 10% a salariului minim net.